Mă numesc Mirescu Ioana Camelia, am 53 de ani, profesoară. Acum, în urmă cu 10 ani, deci în 2010, am fost diagnosticată cu cancer mamar. Am urmat 3 serii înainte de chimioterapie clasică, apoi histerectomie totală și încă 3 cure de chimioterapie. Tratament cu tamoxifen pe care nu l-am suportat, am făcut tromboză, mi s-a umflat membru inferior stâng și am întrerupt tratamentul. Nici celelalte înlocuitoare nu m-au ajutat, nu m-am simțit bine. Iar în 2016 am recidivat metastaze osoase, apoi în anul 2018 am început tratamentul la Immunomedica, iar starea mea de sănătate s-a îmbunătățit simțitor. Lichidul din pleură s-a absorbit și de la plămânul drept am avut și lichid și în pericard și s-a absorbit în urma IPT-ului. Domnul doctor oncolog mi-a propus ca măcar o dată pe an să fac o analiză celule tumorale circulante. Analiza deci era dusă în Germania și de acolo primeam rezultatul. Iar în urma unei perfuzii cu vitamina C, rezultatul a fost surprinzător. Plecasem de la 1000, 1000, 1000 și apoi când a recidivat 3000, iar după perfuzia cu vitamina C a fost sub 1000, 550. Și mă întrebau ce tratament fac. Aici, în clinică, am făcut perfuzie cu vitamina C, am făcut IPT, care m-a ajutat foarte, foarte mult, hipertermie totală, fiindcă durerile de oase erau din ce în ce, de la lună la lună, din ce în ce mai dureroase și luam tramadol de 200 și arcoxia. Iar după hipertermie totală, încet, încet, deci săptămâna trecută n-am mai luat niciun calmant. Tratamente la Immunomedica, care am simțit că m-au ajutat, ozonoterapia, am făcut și hipertermie locală atunci când am avut probleme cu respirația cu plămânul. Seleniu, de asemenea, am făcut și m-a ajutat foarte mult, iar acum starea mea de sănătate este foarte bună. Deci respir foarte bine, durerile nu mai sunt și continui să fac tratamentul, iar rezultatele la CT-uri și RMN-uri sunt din ce în ce mai bune. În urma unui CT toracic mi s-a descoperit și la sânul drept și mai ales în axilă un ganglion. Am fost foarte îngrijorată, urma să mă operez, să scot acel ganglion și să văd ce se întâmplă. Însă am urmat tratamentul și în 3 săptămâni după ce am făcut o ecografie nu s-a mai văzut nimic. Nu numai tratamentul m-a ajutat, ci și personalul care m-a încurajat și pot spune că am venit cu drag și vin cu drag. Nu simt că vin într-un spital, nu simt că fac un tratament, ci pur și simplu tot ceea ce fac, fac fără a simți o greutate, o teamă, că
că nu va fi bine, că mă voi simți rău. Niciodată nu m-am simțit rău. Eu cred că nici nu mai trăiam. Astăzi, pe bune, sunt convinsă și cu lichidul acela la plămâni și la și în pericard.